Ce a determinat-o pe Lăcrămioara Pintilie de la Kefi la cuțite să revină în România din Italia? Vrea să-și deschidă un laborator de cofetărie în Reșița. Lăcrămioara Pintilie spunea la preselecțiile de la Kefi la cuțite că, pentru ea, 2024 a venit cu o mulțime de schimbări concurenta povestea că și-a dorit să facă ceva tot legat de bucătărie, dar pe zona de cofetărie în țară. S-a întors în România din Italia cu planuri mari și a cucerit pe jurații de la Chefi la Cuțite. Lăcrămioara Pintilie de la Chefi la Cuțite are 35 de ani și este din Reșita. Lăcrămioara Pintilie s-a născut în Reșita, are 35 de ani și a plecat în Italia în urmă cu mulți ani. În 2023, a decis să revină în țară și odată cu acest moment să renunțe și la bucătărie pentru a se concentra pe cofetărie. Concurenta spunea că a făcut o alegere bună, iar printre dorințele ei s-a numărat și să participe la chefii la cuțite. A primit cuțitul de aur de la chef Richard Abuzaki. Am făcut paste, supe și deserturi. Am lucrat cu un bucătar chef aproape doi ani, după care a plecat, iar patronii mi-au propus să preiau eu bucătăria le-am spus că nu mă simt în stare, nu am vrut. A venit alt bucătar, doi ani. Apoi am zis că a venit momentul să iau bucătăria în propriile mâini, am condus patru ani. Inventam meniurile, restaurantul avea patru stele. Concurenta, dată la o parte pentru că este din România. Deși are ani buni de când este bucătar, Lăcrămioara Pintilie spune că nu a fost primită așa cum se aștepta de către echipa cu care a lucrat în Italia. Concurenta a povestit că au existat situații în care angajații nu au vrut să lucreze cu ea pentru că este femeie și vine din România. Au existat cazuri în care angajații nu au vrut să vină să lucreze alături de mine pentru că sunt femeie. Și fiind italieni, deja nu voiau. Eram și femeie, și româncă nu mai sunt în Italia de anul trecut. Am decis să mă întorc acasă și să schimb. Sunt cofetar acum, fac prăjituri. Curând dau drumul la un laborator de cofetărie în Reșița, mai povestea ea.